Fosta gimnastă Diana Bulimar a făcut fitness pe muzică populară. Lansat în 2016, Fetno atrage tot mai mulți români. N-a fost ceva nou pentru Diana Bulimar. A mai făcut roata pe muzică populară în concursurile de la Sol. O altă fostă gimnastă a tras-o în horă. Anca Niță a lansat Fetno în 2016. E fitness pe muzică populară. Nu mă așteptam să fie atât de distractiv în primul rând. Am prins destul de repede. Gândești să o păstrezi aici? Dacă ea și-ar dori, noi am fi foarte mulțumiți și fericiți. Fetno e cea mai bună dovadă că iubesc România, spune fosta gimnastă. Noi încercăm prin sport și prin artă să promovăm această țară minunată. Mândră că sunt româncă, în primul rând. Mândră că am putut să reprezint România.